Dumnezeu a dat o poruncă lui Moise și a spus în felul următor: să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri. Când vă vor întreba, adică copiii voștri, să le spuneți că această jertfă de Paști este în cinstea Domnului, să vii să fie numele Domnului. Deci ceea ce înțelegem noi în această dimineață, înțelegem că venirea noastră, strângerea noastră în locul acesta nu este altceva decât o poruncă a lui Dumnezeu, care Dumnezeu vorbea lui Moise din vechime și oamenii lui Dumnezeu o făceau. Apoi a venit și Domnul nostru Iisus Hristos și El nu ne-a mai poruncit. El ne-a arătat direct jertfa minunată, să vii să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum eu am o întrebare pentru biserica din Cremona. Cine credeți dumneavoastră că l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos? Ana, Caiafa, Pilat, Irod, preoții ce mai de seamă, sau am participat și noi la răstignirea acestui mare Dumnezeu? Așa, după părerea dumneavoastră, cine a putut să-L răstignească? Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Pe Iisus Hristos n-ar putea nimeni să-L răstignească. Dacă vă aduceți aminte, este scris în Cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos era pe cruce, spune că a început pământul să se cutremure și cerul să plângă. Auziți? A început ploaia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a văzut pe împăratul lor, pe Dumnezeu lor, că știa că este atot puternic să-L răstignească cineva pe cruce. Dar știți cine a răstignit pe Iisus pe cruce? Numai dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Nimeni n-ar putea, dragii mei, să-L răstignească. Nimeni n-ar putea să-L pună pe Iisus Hristos pe cruce dacă n-ar fi El de acord, dacă dragostea Lui n-ar fi de acord. Pentru că dacă știți cum Dumnezeu îi spune, știți ce îi spune Pilat. Auzi, acum era vorba între doi împărați, împăratul cerului și împăratul pământului, Pilat. Știți ce îi spune Pilat? Știi că am putere să te răstignesc și știi că am putere să-și dau drumul. Știți ce îi răspunde Domnul Iisus? Auzi, Pilat, dacă nu ți-ar fi dat de sus, tu n-ai avea nicio putere. Deci înțelegem că numai dragostea lui Hristos a putut să răstignească pentru noi. Nimeni n-ar putea să facă lucrul acesta și Dumnezeu, care este mare, bogat în îndurare, în mila Lui, s-a venit, așa cum știți, versul minunat, acel care ne vorbește în Ioan 3:16, că prin dragostea lui cea mare a părăsit slava cerească să vină pentru noi, pentru că ne-a iubit, slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă spun, dragii mei, că nimeni nu putea, nu piroanele acelea, nu cuile acelea l-au ținut pe Domnul nostru Iisus pe cruce, că putea într-o clipeală de ochi, așa cum a venit îngerii, i-au dat la o parte mormântul, piatra de la mormânt, așa puteau îngerii să vină, să lee înaintea oamenilor, să arată omenirii că este Dumnezeu. Dar noi astăzi, dacă făcea Domnul Iisus lucrul acesta, noi astăzi nu mai aveam parte de harul minunat al lui Dumnezeu, să putem să ne numim copii al lui Dumnezeu. De aceea că nu piroanele și cuile l-au ținut pe cruce, și dragostea ca noi astăzi să putem să ne iubim și să ne putem numi copii de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Știți ce spune un poet al cântării, care noi cântăm și frații îl laudă pe Dumnezeu? Spune că sunt săpat, auzi, în palmele tale, Iisus. La Golgota am primit iertare, păcatul meu te-a răstignit, din vina mea te-a obiciuit, iar tu pe cruce, cu dragoste, m-ai primit. Deci înțelegem din poetul acestei cântări că nimeni nu putea să-L răstignească pe Dumnezeu, nimeni nu putea să-L biciuie, decât numai așa cum spune, sunt săpat, auzi, sunt palmele tale. Palmele Lui care le-a pus pe Golgota să fie pironite pentru dragostea pentru noi. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că a făcut lucrul acesta minunat, a făcut acest lucru care noi, ca oameni dragi mei, n-ar putea de pe pământul acesta nici unul ca să facă lucrul acesta. Nimeni n-ar putea să vindre ceea ce a biruit Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni n-ar putea să sufere ceea ce a suferit Domnul nostru Iisus Hristos. El este împăratul împăraților, El este Domnul al domnilor, El este regele a regilor și de aceea spune toții, binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos, care pentru noi însuși a părăsit slava cerească să vină pe pământul acesta. S-a mai întâmplat câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a intra în Cuvântul lui Dumnezeu, care în această dimineață rog pe El ca să ne ajute să înțelegem câteva lucruri. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 23,
versetul 6 că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a fost adus înaintea împăratului de pe pământul acesta, a auzit ce se întâmplă. Când a auzit Pilat din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se află pe el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, a auzit ce se întâmplă cu Irod. S-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el. Și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. De multe ori, dragii mei, și noi, majoritatea dintre noi, venim la Iisus Hristos și ne bucurăm să venim la casa lui Dumnezeu, crezând noi că vedem vreo minune. Așa, omul acesta nu avea altceva decât auzise mult despre Iisus, cum și noi am auzit și am venit și mulțumim Domnului că am auzit despre El și am putut să facem parte din harul minunat, să venim să vedem minunea Lui care ne-a schimbat exact vertical, de pe oameni care eram oameni păcatului și ne-a făcut să fim copii de preiubița lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu minunea cu noi, slăviți să fie numele Domnului. La fel dorea și omul acesta să vadă făcând vreo minune. În schimb, spune Cuvântul lui Dumnezeu, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. De multe ori și noi apelăm la Dumnezeu, de multe ori venim cu poate cu dorințele noastre și venim cu gândurile noastre crezând noi că Dumnezeu ne răspunde ori de câte ori vrem noi, dragii mei. Și atunci când vedem că Dumnezeu nu ne răspunde la răspundere la cerurile noastre, la porile noastre, începem să ne clătinăm puțin de pe calea lui Dumnezeu, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că și acești oameni așteptau minune, așteptau văzând pe Domnul Iisus făcând o minune. În schimb, Domnul nostru Iisus Hristos nu face minunea când vrem noi, nu face minunea când dorim noi. Domnul Iisus Hristos face minunea atunci când trebuie făcută, slăvit să fie numele Domnului. El o face atunci când trebuie. El nu o face niciodată la locul nepotrivit sau când nu trebuie. De ce? Pentru ca numele Lui să se proslăvească mai mult, slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și auziți, preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl păreau cu fermintare. Irod, cu oștașii lui de pază, s-a purtat cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitare, l-a trimis înapoi la Pilat. Și auziți, dragii mei, un cuvânt din urmă, acum, versetul 12. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau îmbrăjbiți între ei mai înainte. Adică erau certați. Erau, nu se vedeau bine Irod. Pilat și Irod nu se vedeau bine. Erau niște împărați care între ei era numai ură, minciună, vrăjbășie între ei era. Dar în momentul când Dumnezeu a făcut în așa fel, pentru că este scris ceea ce vă spune în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, știți cum îl numește prorocul Isaia pe Domnul Iisus? Domn al păcii, auziți? Așa îl numește prorocul Isaia, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Domn al păcii. Și vedem în textul nostru aici că în momentul când Domnul Iisus Hristos a făcut tranzacția asta de la Pilat la Irod, s-a întâmplat un lucru minunat. S-au împăciuit amândoi. Irod cu Pilat s-au împăciuit, așa le spune Cuvântul lui Dumnezeu, că s-au prietenit chiar în ziua aceea, unul cu altul, slăvit să fie numele Domnului. De ce? Pentru că și prin familiile lor a trecut acest Domn al păcii, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Mulți dintre noi, dumneavoastră, știți obiceiurile noastre, mai ales noi, țigani. Spus pe înțelesul nostru, că ori de câte ori mi-amintesc că eram mai copil, să făcea o nuntă în Satova sau în Șteava sau în Gâncioan, era cu neputință acolo să nu iese ceartă, să nu fie vrăjmășie între neamuri, între prieteni. De ce, dragii mei? Acum mi-am venit în fire călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin familiile noastre, Iisus Hristos încă nu trecus. Prin familiile noastre, prin viețile noastre, Iisus Hristos încă nu a apărut. Acum, dumneavoastră, vedeți lucruri minunate care Dumnezeu ne-a binecuvântat.
Oameni care odată eram învrăjbiți, care nu vorbeam și numai judecăți și numai judecăți și numai certuri. Acum Dumnezeu a făcut lucrul minunat. De ce? Că El a trecut prin familie noastră, ne-am prietenit cu toții, ne-am făcut frați, n-am mai ținut cont de vrăjmășia noastră dinainte, că eu sunt, vezi, Doamne, nu știu ce, mare neam era cu Sardov atunci, eu știu, la noi erau tănichești mai, așa le spunea, brătienești, nu mai așa, nu știu cum se spunea la Sardov, ce neam erau mai, dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca noi să nu mai ținem cont de aceste lucruri. Și ne-am prietenit, ne-a făcut să fim fii de Dumnezeu, să avem pacea lui Hristos, așa spune Dumnezeu, că eu vă dau pacea mea, nu să vi se tulbure inima, au zis dragii mei. Toți care nu au pe Hristos au pace plină de tulburare, de îngrijorări, de certuri, de pisme. De ce? Pentru că ei încă nu au pacea lui Hristos, așa cum ne spune Cuvântul Dumnezeu, că El este Domn al păcii. Și Dumnezeu să ne ajute să urmăm toată viața noastră pe acest Domn al păcii, să rămânem în pacea aceasta lui Hristos, care știm, dragii mei, că trece orice înțelepciune, să fie, să fie numele Domnului. Orice înțelepciune o trece numai această pace a lui Iisus Hristos, care a adus-o în inimile și în viața noastră, să fie, să fie numele Domnului. Dragii mei, acum vreau să dau citire la câteva versete. Sunt patru evanghelii care sunt toate asimitatrice. Evanghelia lui Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt și evanghelii care, dacă vedeți dumneavoastră, una vorbește despre alta și alta vorbește despre una, pentru că sunt toate asimiatrice. Ceea vorbește una, numai puțin diferență este, și fratele nostru Spartac a vorbit din textul minunat din Ioan 20, care este un text minunat, prin Dumnezeu să-l binecuvinteze. De aceea eu voi da citire din Luca, capitolul 24, ne deschidem Sfintele Scripturi, nu o să vă mai ridic în picioare, pentru că suntem în sfera cuvântului și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, pagina Bibliei 1023, Luca, capitolul 24, începând cu versetul inclusiv 8, este vorba tot despre această înviere minunată a Domnului Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua întâia săptămânii, femeile aceștia și altele împreună cu ele au venit la mormântiți de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătisele. Au găsit piatra strămutată de pe mormânt, răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, îngrozite femeile, și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuia dat în mâinile păcătoșilor să fie răstignit și a treia zi să învie. Și le-au adus aminte de cuvintele lui Iisus, să fie, să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este puterea lui Dumnezeu, dragii mei. Asta este promisiunea Domnului Iisus Hristos. Așa cum, dacă acum 2000 de ani, umblând cu ucenicii pe pământul acesta, le-a promis lucrurile acestea, și noi vedem în zilele noastre, în secolul 21, 2018, vedem că cuvântul acesta minunat al lui Dumnezeu s-a împlinit, ceea ce vestise prorocul mai înainte, Isaia, Ieremia și toți prorocii Ahab, au prorocit despre această venire a Domnului Iisus Hristos, a venit, au spus despre învierea Domnului Iisus Hristos, a înviat. Acum nouă Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, după această minunată înviere, ca să ne mărească și nouă credința, ca să rămânem credincioși și să nu rămânem așa cum știți dumneavoastră că ucenicii după moartea lui Iisus Hristos puțin s-au zguduit, cum și în vremurile noastre, dragii mei. Și mă repet, vedem de multe ori că nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciunea noastră și la întrebările noastre atunci când credem noi că El se prezintă, începem să ne zguduim puțin. Dar Dumnezeu, ca să mărească credința mai mult, același fel a făcut și a lucrat și cu acești minunați ucenicii lui care au umblat pierd pe pământul acesta, a slăvit să fie numele Domnului. Vedem, dragii mei, că
spune cuvântul lui Dumnezeu că le promisese Domnul Iisus lucrul acesta. Le-a spus Domnul Iisus Hristos. De ce? Auzi, întrebarea vine de ce? De ce acum vine întrebarea mea personală? De ce, Doamne, să mă tem eu atunci când îmi dau doctorii un diagnostic, o boală? De ce, Doamne, să nu rămân eu credincios în ceea ce Tu mi-ai promis? De ce, Doamne, să-mi fie mie frică de necazuri, de strâmtorori, de când am un post de muncă, poate? De ce, Doamne, dacă Tu ai spus că eu mă culc și adorm în pace, de ce? Că Tu îmi vei purta de grijă, să vii să fii numele Domnului. Înțelegeți dumneavoastră? De ce să ne îngrijorăm noi, de ce să ne preocupăm noi, dacă Domnul Iisus Hristos ne-a spus? Și Psalmul 121 știți ce este scris? Că El nu doarme, dar nici nu dormitează, auziți? Domnul Iisus Hristos nu doarme, nici nu dormitează. De ce? Pentru ca tu și eu să putem să facem parte din acel cuvânt minunat. Eu mă culc și adorm în pace. De ce? Pentru că Tu, Doamne, mă veghezi, Domnul, să fie numele Domnului. Și atunci când Dumnezeu veghează asupra noastră, noi putem să ne culcăm și să revenim în pace. Și atunci întrebarea mea este, de ce trebuie să mă preocup eu? De ce trebuie să-mi fie mie frică dacă Domnul este de partea mea? Dumnezeu să ne ajute în această dimineață să nu ne fie frică de nimic. Că așa cum Domnul Iisus Hristos a avut puterea să învie din mormânt și să lase mormântul gol și să plece de unde a venit și să arate ucenicilor și să le dea o putere, că așa spune Domnul Iisus. Măi, oameni buni, atenție, le-a spus, voi să nu vă îndepărtați de la Ierusalim, că știți dumneavoastră, toți au început la un moment dat, vreau să îndepărteze, să fugă. Dar le-a spus Domnul Iisus Hristos în felul următor, măi, oameni buni, voi nu trebuie să vă îndepărtați de Ierusalim până când veți primi o putere de sus, auziți, Domnul, să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, noi nu trebuie să ne îndepărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu, de Biserica lui Hristos, până când Dumnezeu ne va ajuta să primim puterea cea de sus. Când vei avea puterea aceasta în tine și în mine, Duhul lui Dumnezeu, îți spun eu, că nu vei mai spune așa cum spuneau frații de omul acela lui Dumnezeu, titanicul lui Dumnezeu care a spus Hristos pe tine, Petre, voi zidi biserica mea, nu te vei mai lepăda de el de frica oamenilor. Și te vei duce așa cum știm că după ce au primit puterea lui Dumnezeu, s-a dus și a fost Petru pus înaintea preoților cei mai de seamă și a avut curajul. Dacă odată Petru s-a aruncat înaintea cu niște femei, acum spune înaintea celor mai mari preoți, voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos, la vii să fie numele de Domnului. De ce? Pentru că Petru primise puterea de sus de Dumnezeu. Și de aceea vă rog ca Dumnezeu să ne ajute niciodată, dragii mei, să nu ne îndepărtăm de biserică, de Cuvântul lui Dumnezeu, până în momentul când Dumnezeu ne va vorbi și ne va călăuzi prin Duh Sfânt să simțim puterea și prezența lui Dumnezeu prin mine și în vieții noastre. Este o zi de înviere, suntem și la cina Domnului și vreau să fiu cât mai scurt, să putem să înțelegem ceva, pentru că vreau să vă spun, dragii mei, spune Cuvântul lui Dumnezeu că numai la al treilea ceas, auziți? Numai la al treilea ceas, adică la ceasul nou, Domnul Iisus Hristos, într-o vreme ca aceasta, trebuia să fie pus pe cruce. Domnul nostru Iisus Hristos era răstignit pe cruce ca să ne arată nouă bucuria care a avut-o față de noi. La ora 12 spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut un mare întuneric peste întreg pământul. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Că s-a făcut un mare întuneric peste întreg pământul. Așa cum a spus de la început, a început pământul să se scude, a început cerul să plângă. De ce, dragii mei? Pentru că împăratul lor era pe cruce. Dar împăratul lor pe cruce și întunericul acela a venit pentru că el asupra lui trebuia să fie toate păcatele noastre și întregi omenii. De aceea s-a întunecat ziua, de aceea s-a întunecat soarele. Pentru că păcatele omenirii întregi a fost asupra lui împodobească în glorie. Împodobească în gloria pe acest Dumnezeu care a putut să ia păcatele întregi omenii și noi să facem parte din harul minunat acela, să fim și noi binecuvântați într-o zi ca aceasta. Păcatele noastre să fie pe cruce acolo, să fie pe Domnul nostru Iisus Hristos, că numai El a putut, dragii mei, să le ia, El a putut să-L pire și El a putut să ține legătura morții în mâinile Lui, să fie numele Domnului. După Scripturi, spune Cuvântul lui Dumnezeu
după masă, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos a început să strige în felul următor: Tată, s-a sfârșit! Auziți? Tată, s-a sfârșit! Dar nu întâmplător, dragii mei, la ora 3 după masă, Domnul Iisus Hristos trebuia să facă lucrul acesta. Nu la voia întâmplării. Pentru că dumneavoastră știți, înainte de Domnul nostru Iisus Hristos, în fiecare an, la ora aceasta, este scris ceea ce vă spune cuvântul lui Dumnezeu, că oamenii aduceau pentru păcatele lor niște jertfe. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi ca aceasta, ei aduceau 18.000 de mei. 18.000 de mei aduceau ca sângele lor să curgă pe templu acolo, ca să fie, credeau ei, eliberați de păcatele lor. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. De data aceasta, n-a mai fost nevoie de niciun medic. De data aceasta, l-a văzut Ioan Botezătorul. În Ioan, capitolul 1, versetul 29, l-a văzut Ioan Botezătorul și a spus: Iată Mielul lui Dumnezeu. Iată Mielul Dumnezeu care ridică păcatul întregii omenirii. N-a mai fost nevoie de șerfuri. N-a mai fost nevoie să aducem noi de acasă mei, taur, să ne ierte Dumnezeu păcate. Că Mielul lui Dumnezeu a părăsit cerul. Și l-a văzut Ioan și l-a declarat Ioan: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul întregii omenirii. Slavă ție, Dumnezeu! Este mare Dumnezeu, dragii mei. Amin, Doamne. Ca împărat, ca rege, să se coboare până acolo, să se numească un mel, un rege, un împărat, un Dumnezeu atât de mare, să se coboare până acolo ca Ioan să nu mai vadă împărat, să nu mai vadă rege, să nu mai vadă Dumnezeu, și să vadă, auziți, melul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenesc. Și noi, de multe ori, nu ne dăm seama ce vorbim. Noi de multe ori nu știm ceea ce spunem din gura noastră, crezând că noi suntem cineva, crezând că noi avem valoarea înaintea oamenilor. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos n-ați fi în viața ta și în viața mea, îți spun că n-am fi nimic, zero. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi intervenit în familie noastră, n-am fost nimic. Noi suntem ceva pentru că este Hristos în viața noastră. Dacă noi astăzi putem să ne bucurăm de familia noastră, de copiii noștri, putem datorită faptului că Iisus Hristos a venit și a luat loc în viața ta și în viața mea și ne-a dat un nume sfânt, auziți? Să nu ne mai numim nimic decât copii al lui Dumnezeu, că vin să fie numele Domnului. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, Domnul Iisus Hristos n-a venit cu un scop, așa cum știți dumneavoastră, pe pământul acesta, și noi de multe ori vrem întotdeauna să atingem scopurile noastre, știți, dumneavoastră, în mijlocul ceea ce v-am spus, mă bucur că Dumnezeu în simplitatea noastră a făcut în așa fel ca noi să ne iubim unii pe alții și să trăim așa cum a spus Domnul Iisus: smeriți de mâna lui cea ta. Pentru că dacă noi nu ne vom smeri, dragii mei, sub mâna ta lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va ridica. De aceea spun ca Dumnezeu să ne ajute noi întotdeauna să rămânem sub mâna tare lui Dumnezeu, al Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El n-a venit așa cum știți dumneavoastră și s-a spus, au spus frații de aici așa, pe Mohamed l-au întrebat oamenii lui, preoții lui, de mai seama care l-au lăsat: auzi, tu mori, unde te duci și ce se va întâmpla cu noi? Știți ce le-a spus Mohamed? Nici eu nu știu unde mă duc, dar nici voi. Buddha, la fel a spus și el. Oamenii aceștia n-au venit decât să creeze o religie pe pământ, să aibă putere, să aibă autoritate și atât, dragii mei. În schimb, Domnul nostru Iisus Hristos a venit într-adevăr să facă o religie, dar El a venit în mod deosebit ca noi să fim mântuiți. El n-a venit să-și facă numai religie, El a venit, s-a născut cum s-au născut și oamenii aceștia, pe pământul acesta, a pătimit cum au pătimit și pătimim toți pe pământul acesta, au simțit pedeapsa, au simțit durerea și El,
Dar numai că Domnul Iisus Hristos ne-a promis mai multe lucruri. Dacă Mohamed n-a știut unde se duce și nici ai lui, care i-a făcut o religie să fie unis cu el, nu i-a promis nimic și nimeni nu știa unde să ducă, Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut, a venit pe pământul acesta, ne-a învățat, ne-a arătat dragoste, ne-a arătat bunătate, ne-a arătat iubire, a murit, auziți, dragii mei, dar după aceea a și înviat slăvit să fie numele Domnului. Și mai mult de atât, Domnul nostru Iisus Hristos face un lucru minunat. Când l-au întrebat ucenicii, a spus în felul următor: eu trebuie să mă duc la Tatăl. Dacă nu mă duc eu, voi nu veți ajunge niciodată acolo. Este cu trebuință ca eu să mă duc. Și acolo unde sunt eu, auziți, dragii mei, promisiunea minunată: veți fi și voi trăiască în numele Domnului. N-au venit niște oameni cum o să spună: băi, până atât eu v-am învățat, am făcut minune, acum descurcați. Nu, dragii mei. El nu ne-a lăsat fără nădejde. El, dragostea lui cea mare, a arătat-o în continuare pentru noi. El a spus-o și Domnul Iisus Hristos ne-a promis și ne-a dat promisiunea minunată. Acolo unde sunt eu, dragii mei, acolo unde mă duc eu, veți fi și voi. Voi nu veți duce în altă parte. Eu mă duc numai să vă pregătesc locul mai înainte și să mijlocesc, așa cum știți dumneavoastră că Ștefan, după ce a început să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu și trebuia să fie omorât cu pietre, Ștefan a ridicat ochii în sus. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Ștefan a văzut promisiunea Domnului Iisus. L-a văzut direct, așa cum a spus Domnul Iisus: voi sta la dreapta lui Dumnezeu, voi mijloci pentru voi și vă voi pregăti locurile slăviți să fie numele Domnului. Și ne-a împuternicit Ștefan cu vederea lui. L-a văzut și noi de aceea vă rog în această dimineață să rămânem credincios lui toată viața noastră. Să nu facem altceva decât el să rămână nădejdea noastră, dragii mei. În vechime, dragii mei, așa cum știm cu toții, Avraam era un om neprihănit, așa ne vorbește Biblia despre el. Și la un moment dat, acest om al lui Dumnezeu, un om neprihănit, Avraam, îi se cere un lucru deosebit de mare, care nu este la puterea omenească pe pământul acesta, nici în 2018, nici pe timpul acelea, nici pe timpul Domnului Iisus Hristos, ceea ce i s-a cerut lui Avraam, nu cred că ar fi nimeni în grea să facă. Dar lucrul acesta m-a dus cu gândul și am studiat cuvântul lui Dumnezeu și l-am recitit și m-a dus cu gândul că aceste minunate lucruri care Dumnezeu l-a cerut din mâna lui Avraam, adică dumneavoastră știți bine că promisiunea lui care i-a dat un fiul la vârstă înaintată, trebuia după aceea Dumnezeu să îl cere înapoi. Auziți? Avraame, ia pe fiul tău, singurul tău fiu, du-l la munte, mori acolo și adu-l min mie ca jertfă slăvit să fie numele Domnului. Și m-am dus cu gândul, dragii mei, și dumneavoastră știți lucrul acesta, mergând Isaac cu tatăl său Avraam, a început Isaac preocuparea lui să-i spună: tati, avem lemnele, că dacă știți, cine a citit acolo în cuvântul lui Dumnezeu, spune că și lui Isaac i s-a pus tot lemne în spate. I s-a pus lemne în spate și mergând pe mori acolo, tot pe munte sus ridicat, a venit întrebarea lui Isaac și spune: tati, avem lemnele, avem cuțit, avem foc, dar unde este mer? Dragii mei, Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu, atunci când noi ne dăgălnim în inimile noastre, Dumnezeu știe cercările noastre, știe prin ce trecem și El ne va purta de grijă. Așa cum știți că acolo când a ajuns Avraam să ia cuțitul, să-l fingă în Isaac, s-a auzit vocea aceea minunată: Avraame, și acum spune-o vorbele mele aceștia. Auzi, Avraame, fiul tău trebuie să moară pentru omenire. Și fiul meu trebuie să moară, Avraame, pentru omenire. Fiul tău este numai un exemplu ca oamenii să primească credință. Dar pentru mântuirea sufletului, Avraame, eu sunt care trebuie să-mi dau fiul. Eu trebuie să-mi jertfesc pe Iisus Hristos ca oamenii să aibă viață, ca oamenii să fie mântuiți, Avraame.
Slăvit să fie numele Domnului, în jertfa aceea minunată. Am putut și noi, dragii mei, să avem har, să fim cumpriți în acea dragoste minunată al Dumnezeu care și-a arătat față de noi. Și de aceea doresc în această dimineață, dragii mei, să nu încetăm să spunem, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea și dragostea Ta. Îți mulțumim pentru iubirea Ta cea mare, amin, care ți-a arătat-o pentru noi, că nimeni nu putea să facă lucrul acesta. Ca să ne numim astăzi copii de Dumnezeu și mai presus de toate, dragii mei, auziți, să ai parte să stai cu Domnul Iisus la masă. Ce har ne-a dat Dumnezeu! Dacă Ioan a văzut un lemn, el acum nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, că oricine, auziți, oricine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață de el să fie întotdeauna. De aceea spun în această dimineață, Domnul nostru Iisus Hristos să ne binecuvinteze și să înțelegem această jertfă și să înțelegem că această sărbătoare este cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă cei mai mulți, dragii mei, în această zi își fac grătare și beau și crede că fac o sărbătoare în cinstea Domnului și să împartă și după aia, nu știu cum vorbesc cu familiile lor, noi să ne amintim că această jertfă este în cinstea Domnului nostru Iisus Hristos, prin harul minunat care ne-a ales să fim toți în locul acesta în această zi, să ne bucurăm de viață.